Vorbim de o echipă care acum e implicată în organizarea unui festival foarte important. E adevărat, stagiunea estivală a artelor spectacolului a început în urmă cu 3 ani și a crescut de la an la an și a devenit anul acesta, cred, deși suntem doar la a treia ediție sub această titulatură, rebranduit, inițial a fost Be Safe în perioada pandemică la prima ediție de la Best Summer Art Fest. Anul acesta, iată, SEAS a devenit un eveniment major pe harta culturală a întregii țări. Vorbim de un eveniment care este cu adevărat un festival național, în sensul în care instituțiile de teatru și concerte din întreaga țară sunt reprezentate aici la Constanța, în acest festival, dar are și latura internațională, care anul acesta a crescut, am avut dincolo de invitații permanenți pe care noi îi avem din Chișinău și totdeauna avem acest lucru, îi spunem internațional, dar noi pe cei din Chișinău îi privim ca ai noștri, nu prea privim ca și cum ar fi din altă țară, dar anul acesta sunt două teatre din Chișinău, Teatrul Național Mihai Eminescu, dar și Teatrul Satiricus, și în plus am avut invitat o trupă fabuloasă din Barcelona Flamenco Ballet, cu un spectacol extraordinar. Vreau și probabil vom crește această latură internațională de la an la an. Anul acesta noi ne propusesem să scadă puțin durata evenimentului, cumva a ajuns, de la prima an a fost 7, pe urmă a fost 8, anul ăsta sunt 9 săptămâni. Eu tot îmi propun ca anul, cumva de la an la an, să reușim să structurăm pe o perioadă mai scurtă, dar oricum el are anvergură nu doar prin lungime și prin durată, dar are o anvergură prin conținut, prin proiectele minunate care sunt prezentate publicului constanțean și turiștilor. Și asta mi se pare foarte important. Spuneam într-un alt interviu pe care l-am dat, mi se pare extraordinar că am ajuns la ceea ce ne doream de fapt, ca oamenii să vină în Constanța și datorită acestui eveniment. Și anul ăsta e prima ediție când ni s-a dovedit cumva că am început să ne atingem acest obiectiv, pentru că am avut mail-uri de la oameni din țară, din Sibiu, din Cluj, care ne cereau să le trimitem programul pentru că vor să-și stabilească vacanța, dar ei vor să-și facă vacanța în funcție de programul festivalului. Ceea ce mi se pare minunat, pentru că deja oamenii își stabilesc perioada de concedii în funcție de programul stagiunii estivale a artelor spectacolului. În weekend, la ce sunt invitați constanțeni? Săptămâna asta este, de fapt, nu doar în weekend, săptămâna asta este una, probabil, cea mai aglomerată din întreaga stagiune. Începem de mâine, pentru familiile care au copii mici, este o premieră în România, un spectacol dedicat bebelușilor între 0 și 3 ani, un spectacol interactiv, tactil, senzorial, care durează doar 30 de minute și se joacă de 20 de ori, dar sunt doar 20 de bilete disponibile la fiecare reprezentație, nu mai mult. Sunt, de fapt, din astea 20, o parte sunt deja sold out. Cred că sunt câteva sold out, mai sunt bilete la câteva dintre ele. Începând de mâine, deci din 14 august până duminică 18 august, în fiecare zi, de la 10, 11, 18 și 19. 4 reprezentații în fiecare zi la Hotel Continental Forum, la Sala Ovidius. E un spațiu amenajat. Repet, spectacolele sunt pentru părinți cu copii sub 3 ani, care să vină împreună cu copiii. Din 15 dimineața avem 3 zile consecutive de evenimente cu corul Madrigal. Începem la răsăritul soarelui de Sfânta Maria, de Ziua Marinei. La ora 6 dimineața, concert Madrigal la răsărit pe plaja Zoom, la Zoom Beach. După care avem pe 15 seara Cantus Mundi, un spectacol cu intrare liberă, și cel de dimineață și cel de seara. Iar pe 16 seara, un concert extraordinar al corului Madrigal, se numește Ritualuri, inspirat din muzica internațională și românească, ritualică, la ora 21, cred că nu greșesc, la ora 21, tot pe plaja Zoom, într-un decor fabulos, chiar pe malul apei, pe o corabie creată special pentru acest concert. Este cu acel concert de pe 16 seara, este cu bilet. Pe 17, tot cu Madrigalul, avem la Delfinariu, la ora 19, Madrigal Ultrasunete, o interacțiune între corul Madrigal și delfinii din Delfinariu. Mă întorc pe 15, pentru că avem Teatrul Național din Iași cu spectacolul lui Radu Afrim, Antologia Dispariției, spectacolul care anul acesta a câștigat premiul pentru cel mai bun spectacol al anului, la Gala Premiilor Unite, și este cel mai căutat spectacol din cadrul galei. Pe 16 avem Teatrul Național din Timișoara cu spectacolul Adevărul, la Grădina Tomis, și pe 17 avem
Pe 17 avem Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, cu o comedie, o idee genială, se numește spectacolul la Teatrul de Varsoveja, iar duminică avem Teatrul Bacovia din Bacău, cu un musical care se numește O poveste fericită despre cum e să fii nefericit. Un musical foarte, foarte, foarte bun. Deci este o săptămână foarte plină, cred că avem peste 10 spectacole, începând, nu, peste 30, dacă ne gândim că Bubu la Mare are 20 de reprezentații, peste 30 de reprezentații în această săptămână. Până când pot veni oamenii la festival? Festivalul se încheie în data de 8 septembrie, deci după această săptămână încă urmează multe, multe spectacole. Avem Teatrul Excelsior, Teatrul Național din București, Teatrul Național din Craiova urmează să vină. Avem Teatrul Stella Popescu din București cu Escu, după Tudor Mușatescu, cu Pavel Bartoș. Avem și One Man Show-ul lui Pavel Bartoș, cu One Man Aproape Show, se numește, Teatrul din Miercurea Ciuc, cu un musical, Scripcarul pe acoperiș. Și încheiem pe 8 septembrie cu Teatrul Național din Târgu Mureș, cu Ierbar, de asemenea în regia lui Radu Afrim. Anul acesta am avut Focus Radu Afrim, 5 spectacole invitate în regia sa. Mult succes pe mai departe! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc!